În urma unui conflict dintre un agricultor și un agent economic a fost necesară intervenția oamenilor legii pentru a calma spiritele. Potrivit Poliției Naționale, motivul ar fi o datorie mai veche pe care agricultorul nu a onorat-o. Incidentul a avut loc pe un câmp din apropierea localității Cotihana, raionul Cahul, informează Puls Media cu referință la Inspectoratul General al Poliției. Poliția Națională transmite că agricultorul și-a gajat roada după ce agentul economic i-a furnizat o cantitate de pesticide. În momentul în care cei doi nu au putut aplana conflictul, a fost solicitată intervenția poliției. Precizăm că polițiștii veniți la chemare, motivul solicitărilor fiind strict conflictul și nici de cum fiind vizată producția agricolă, au aplanat cearta dintre persoane și au explicat agentului economic faptul că asemenea metode de revindicare a datoriilor nu sunt legale și că litigiile le examinează și rezolvă exclusiv instanța de judecată, este precizat în comunicatul IGP. Autoritățile notează că poliția nu a fost implicată în anumite acțiuni mediatizate în spațiul online. Informăm că poliția nu a participat la anumite acțiuni de ridicare a producției agricole, iar implicarea oamenilor legii în legătură cu acest caz de către anumite persoane în unele postări publice este o manipulare, se arată din nou în comunicatul IGP. Potrivit sursei, Poliția Națională cere celor care publică așa gen de informații să se documenteze înainte de a o face, ori dezinformarea cetățenilor la fel se pedepsește conform legii.